Am intrat înăuntru și au vizitat aceste catedrale. Pe mine m-am întors înapoi că aveam drona. Na, se mai întâmplă. Deci dacă veniți cu o drona în rucsac, nu o să vă primească. Am ajuns în Monte Rosso. Care de la pe? Plaja. Ciao, hasta la vista, viva Berlusconi, Putin va fanculo, Putin. Primul loc vizitat de noi a fost Catedrala din Milano sau Duomo. Aceasta este o capodoperă a arhitecturii italiene, fiind cel mai important reper al orașului. Fațada sa este decorată cu un număr imens de sculpturi uimitoare, coloane și turnuri ce îi conferă multă grație și frumusețe. Domul din Milano este considerat a treia biserică catolică din lume, după Catedrala San Pietro de la Vatican și după Catedrala din Sevilla. Construcția catedralei a durat mai mult de 600 de ani, iar în finalizarea acesteia, un rol important l-a avut Napoleon Bonaparte. Este clădirea cu cele mai multe statui din lume. În interiorul acesteia, deasupra altarului, se află cuiul de la crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. În fiecare an, pe 14 septembrie, când credincioșii sărbătoresc înălțarea Sfintei Cruci, arhiepiscopul coboară cuiul jos cu un lift special, apoi la sfârșitul festivalului îl ridică la loc. Bună seara! În sfârșit am ajuns în La Spezia, după un drum foarte greu și foarte lung, adică ne-am pornit aseară din Suceava. Și nu era suficient că aveam avionul foarte târziu, am mai și avut întârziere pe oră jumătate, deci am ajuns foarte târziu la cazare din Bergamo, dar a fost ok, am fost în cazare ok, am întâlnit pe Instagram, acolo am pus mai multe detalii despre cazare și despre ce am făcut astăzi. Da, asta nu am dat o bere. Din Bergamo, la trenul spre Milano, unde am mers și ne-am plimbat puțin pe piața unde se află Catedrala de Milano. Am vizitat Catedrala, ne-am urcat în sus. A fost frumos, dar a fost foarte cald, foarte cald, foarte cald. Și apoi, mai pe seară, am luat trenul și am venit în La Spezia. Sunt plecat de la cazare. Mergem la plajă astăzi. Suntem în La Spezia. Nu e ca și că am plecat. Puh. Iar și-am întârziat. Eu cazez la ultimul etaj. Fain. Hei, aici era, ți-mi găsea. V-am prins. Hello, neata. Bună dimineața, din La Spezia. Am ajuns că este o piață. Piață cu pește. Miroase pește. Băieții mei merg înainte. Astăzi vom merge în Monte Rosso. Vrem să stăm puțin la plajă, să ne relaxăm, pentru că ieri am avut o zi nebună, nebună. Ne-am plimbat o grămadă prin Milano.
și am ajuns târziu la cazare. Aseară am ieșit și aici puțin, am mers până în port și suntem destul de, și eram destul de obosit. Da, nu știu, încă nu mă reușesc să mă obișnuiesc să vorbesc în fața camerei. În continuare am un fel de trafuri. Mă blochez, ne bălbui. Probabil că trebuie mai mult exercițiu pe care eu nu îl fac. Am un pic sucărată. Hello, și ne-am pus în mișcare de la Spezia. Mergem cu trenul spre... Prea avem cinele aici, în trenul, dar cu și că intrăm și Punele. Ne îndreptăm spre Munterosu, un pic la plajă. Ne vedem acolo, da? Am ajuns în Munterosu. Acest tren? Da. O să predăm ștafeta? Și am ajuns pe faleze. Avem aici ce lungă o grămadă. Să ridic un loc fain. Poate ne las să ridicăm un pic corona. Plaja. Să facem apă să ne băgăm un pic, facem probă. Hai să mergem mai încolo la adâncime. Da. Și acum super. Hi, Alex. Muy feliz. Super. Rich.
Și am plecat de la plajă. Mergem un pic pe jos pe stație. Nici nu știu aici. Ah, mergem prin tunel. Ne vedem în Captoland, în tunel. Nu prea ne vedem. Bine. S-a luat-o la pas de la Monte Rosso. Super, aici o mini plajă. La baie, de acolo ce frumos. Să mergem la pas un pic. Și am luat-o la pas pe cărăruie. Marginea mare, pe stânci. Wow! Hello! Hello! Plante astea, cactus. Interesant. Nu e cactus, nu. Unde e, mă? Ia, unde e? Hai, hai, să vedem. O, șopârlă, uite, pică. Ia, 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 șopârlă, ia, să urmărim șopârlă. Suntem plecat în saună, în faună. Da, 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 lasă-o în pace. E acolo? Da, a plecat. Tiri, ce hotel, vezi? Ha, avem de urcat și coborât. Ce mișto e apa, oare să sărim o dată, Alex, de aici? Uh-huh. Ce fain. Da, continuăm drumul. Am ajuns la un lumniș. Un bar, o terasă. O ieșire în lagună. Oh. De vis, tu barcă pleacă în larg. Oh. Noi avem de mers înainte. Mult, mult. Plantația acolo de vie. Ah. Continuăm drumul anevoios. O albină italiană de malul apei mării Tirianini. Suntem undeva sus deasupra golfului. Mai avem un pic. Acolo este Monte Rosso. E voilà! Rumenia libera! Palinca, mulțumesc, Palinca! 4! Buongiorno signorina, hello! Parlez-vous français, no? Deutsch? Oui? J'ai des boissons naturelles de mon jardin, rien de chimie, 2 euros. La citronade, le limoncello avec les fleurs de citron et le vin de mon jardin. Merci beaucoup. Tu veux une bouteille de limoncello avec les fleurs de citron? 5 euros, une bouteille de vin?
Merci, Belu. Pourquoi tu ne trouves pas ces choses dans les... Ciao, hasta la vista, viva Berlusconi, Putin, vaffanculo, Putin. Am ajuns în punctul de la cea mai mare înălțime a acestei punți. Mergem spre Vernaza. Vede aici. Și aici avem o... un insect care face gălăgie. O vedeți? Unde? E mică, mică, eu nu o văd, dar voi o vedeți, nu? Nu, o să se facă treaba. Ia uite ce... priveliște avem aici. Alt pericol pe aici, nu mai e voie, vezi? Trebuie să o luăm înainte, pe aici. Bine, pe acolo. Aici doar să filmăm, nu? O fi vreo plajă jos aici, mică. E periculoasă. Nu? Da, și traseile astea se împărate când sunt închise. Da, pe doar nu, da. Ha. Mergem înainte. Înainte, cu toții. Ați văzut traseul? Mai avem 50 de minute. Fain, fain tare. 7:30. Let's go! Să procedem la drum. Ia uite! Un cactus înflorit. Da, am mai văzut ceva. Avem de coborât acum. Am urcat. Bă, dar aici uite o cușcă de raton, căței, pisici, vezi? Pe un traseu lung pe munți, aia că am ajuns la multă așteptată. 5 localități. Ia uite și soția mea scumpă. Abia aș trage sufletul, dar am trecut cu brio. Mișto. Super. Am venit tocmai de acolo, de după, de la Monte Rosso, prin munți. Da. Cred că ne vedem mâine de acum, că se întunecă. Ciao.